make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Avem un meci împotriva celor de la Iași. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți să ne motivați să continuăm cât mai mult cu ea. Am căzut pe locul 2 în clasament, avem un punct în spate celor de la Dinamo București. Să vedem ce vom face împotriva Iașului oricum, să vedem cine ne urmărește. Echipe ca Astra și Celi sunt astea din Portugalia. Nu sunt echipe foarte importante, bine, oricum nu că am plecat de la Steaua. Începe meciul, după meciul acesta va fi un meci ori cu Dinamo oricum, dar ori în Cupa României, ori în Cupa Ligii. A deplas, Filip, excelent, intercepția lui Filip pentru Maxim Careu, Maxim, ce ocazie pentru noi, ocazie importantă, o primă ocazie și asta în deschiderea meciului, chiar minutul 9 a fost și asta care a avut-o nimeni altul decât Alexandru Maxim, contra încercată de Iași, este Alexandru Țigănașu. Țigănașul pentru Dobre și Varela, excelent acolo, a reținut pericolul, dacă putem spune așa. Bruma acum, recuperase Bruma și centrează foarte bine. Gol! Alexandru Maxim deschide scorul. Che golazo! Marchează Maxim, o foarte bună centrare a lui Bruma și o foarfecă acestuia, o foarfecă laterală care atinge și bara și marchează Maxim de altfel. Un gol foarte frumos, un gol de toată frumusețea lui Alexandru Maxim. Este 1-0 împotriva celor de la CSM Iași. Matei, o pasă foarte bună pentru Maxim în fața dublei, Maxim, apără Caparco și este corner pentru echipa noastră. Maxim a avut șanse foarte bune, este acum Costea care centrează către Gardoș, gol, Gardoș, 2-0, Florin Gardoș marchează și el și ne deplasează la două goluri, priviți ce cursă face, frate, se duce până în poartă, a obosit și el în sfârșit și se laudă acum ca Leo Messi, chiar dacă este mult mai înalt decât acesta, se bucură acolo și cu Yasmin Latovlevic, Florin Gardoș. Conducem așadar cu 2-0 pe CSM Iași, este un meci pe terenul lor și este un meci făcut, putem spune, chiar ușor de jucătorii noștri, dar nu-mi plac ce jucători au așa Iașul, jucători care sunt așa de a doua jumătate a clasamentului. Jucători care să rămână în Liga 3. Dedu pentru Pălimaru, Pălimaru în flancul stânga și Silviu Lung și din nou a făcut penalti. Din nou face penalti Silviu Lung, gafe mari ale portarului nostru. Oh my god, acolo l-a luat cu picioarele, a fost și greșeala noastră, asta este Dobre, este cel care bate, Silviu Lung din nou dansează în poartă, să vedem, Dobre, apără Silviu Lung, incredibil, se pare că s-a revanșat, el a vrut mai mult că s-a plictisit în poartă, a vrut să facă asta, Silviu Lung junior. Nu că ar fi avut, să spunem, motive de plictiseală. Max Preperiț îl vede bine pe Matei, Matei din prima către Costea pentru Matei, wow, tiki-taka Barcelona, incredibil acest gol, este 3-0, geniul Lumâță este pus în practică, tiki-taka Barcelona, intrăm cu mingea în poartă, ce să mai priviți faza aceasta care este de toți banii, Cosmin Matei marchează, este 3-0, faza finalizată de Cosmin Matei, a fost făcută și armată defensiva Iașului prin această tiki-taka. Acum Costea, Mihai Costea pentru Maxim lasat, Maxim dublă și pentru Alexandru Maxim. Meci bun făcut de toți jucătorii noștri. Alexandru Maxim reușește să facă și el dubla, este 4-0, incredibil așa ceva. A scăpat chiar ușor aici Maxim, greșeli mare oricum și a celor de la Iași. O mamitici acolo pentru Bole în careul nostru trece, Bole pasează, wow, intră și cu mingea poartă săracii. Golul de onoare marcat acum în repriza a doua de Dobre, o fază făcută oricum de Bole, Dobre a dat cu poarta gol acolo, ca în curtea școlii la Miloagă, să spunem așa. Silviu Lung din nou a atacat picioarele, cred că e foame lui Silviu Lung, cred că vrea să mănânce picior de porc. Acum Maxim, excelent, șut ale Maxim, reținut de Caparco în brațe, oricum a fost un șut de la distanță mare din unghi închis. Bruma,
Iată-l pe Bruma, foarte frumos trece Bruma, șutează, Capar cu apără și este corner sau hai că rămâne balonul în teren, centrează Matei către micuțul la Torveș, dar balonul a fost oricum prins de Capar cu care a fost, pot spune, mult mai bun decât în repriza a doua, poate chiar un meciului pentru Iași, pentru că defensiva Iașului nu a existat în meciul acesta, bine, cel puțin în repriza a doua, în prima repriză, chiar și în repriza a doua, priviți cât de ușor au fost făcuți aici, Preperiță marchează, este 5-1. Din nou conducem cu 4 goluri avans împotriva celor de la Iași. Dacă și Prepelița a dat gol, înseamnă că e meci așa, e meci prea ușor pentru noi. Un meci care a fost chiar este ușor. Prepelița este cel care a marcat și el. Fundașul nostru central, destul de bătrân și Andrei Prepelița. Costea pentru Filip, șutul lui Filip! Pe lângă poartă se duce șutul acesta bun cu piciorul stâng al lui Filip. Johnson, care e nostru, Johnson, acolo a fost lăsat să tragă săracul și facem plasa laterală. Bă, dar e meci relaxat așa, prea relaxat, am stat încă din repriza a doua, din startul repriza a doua, pentru că în Cupa Ligii a deplasat acolo unde luăm foarte mulți bani, fiind bani mulți din Cupa Ligii. Se termină meciul, câștigăm cu 5-1, cu 5-1, victorie mare, gol averaj bun făcut. Nu știu ce a făcut Dinamo, a, da, suntem în Cupa României și asta în... obtind, dacă nu mă știu, el cu jucarul și-a mărit contractul noi și Fernando Vare la jucător important, asta este bine pentru echipa noastră. Să mai arunc câțiva bani, și, râpă și neagul, deci 4 jucători care, pe care se pierdem, se pare că au mărit contractul cu noi. Și începe meciul, noi avem lovitura de start, este un meci pe terenul lui Dinamo, nu știu dacă va fi tur și retur, nu cred, de fapt nu va fi. Maxim, o pasă cu latul la Leo Messi, Maxim, acum Petru Matei, fostul jucător al Dinamo Viștilor, se întâlnește aici împotriva fostei sale echipe. Matei acum, preluare bună, Matei, oprit de Collins, fai, fostul Soco echipier, bine, dar normal că jucătorii ăștia au fost jucătorii care au jucat cu Matei. Recuperăm aici foarte bine Maxim, pasă prea lungă, nu cred că Bruma trebuia să fie cel ales de Maxim, mai bine eu dădeam lui Prepelița aici, care urcase amenințător acolo către poarta dinamoviștilor. Este acum Bilinski care trece ușor acolo, i-au făcut ușor pe jucătorii noștri și pasează mai departe Stanciu la balon pentru Mansali Bubacar. Valilazăr centrează periculos Bilinski pe lângă poartă cu lovitura de cap, ocazie importantă aici pentru Dinamo. Bilinski a tras puțin pe lângă poartă apărată de Silviu Lung Junior. Preferiți acum, iată spațiul acesta, este Costea, Samoilă respinge corner, nu era pasa pentru Costea, mai mult pentru Matei, da, la ocazia aceasta, dar dacă Mihai Costea a vrut el să ia, el a luat balonul, centrare și Gardoș acolo nu a putut să facă nimic, Patrick, este 1-0, conducem pe Dinamo, lovitură de cap al lui Patrick, a fost colțul lung lăsat ușor de portarul Samoilă și Patrick a marcat, cât de bine s-a înălțat din doi jucători, un jucător al Barcelonei s-a arătat de bine la cap, nu prea aș fi văzut, dar ce să mai mă, jucător al Stelei, pentru el Barcelona este istorie, bine Barcelona B, Șerban acum, Șerban la 1 cu Prepeliță, iar Patrick a făcut și el pressing, dar cam înaintat, Bilinski cu capul pe lângă poartă acolo, lovitură de cap din nou periculoasă lui Camil Bilinski. Matei, pe centru, Matei încearcă o pasă, la urmă este către Bruma, farfecă, bună, dar a dat prea tare aici, peste poartă, din păcate, șutul lui Bruma, nu știu dacă se poate numi ocazie, dar ce să mai, dacă oprea acolo Bruma și trăgea un voleu mai zdravă, era poate chiar gol al portughezului nostru, Prepe și recupera din nou balonul, Maxim jucător care și el a trecut pe la 5 Stuttgart, pasa lui Latovlevici, altruis Latovlevici, s-a maturizat și el vă spuneam, Costea acum la o greșeală lui Collins, Costea pentru Maxim, Popa a reușit să-l oprească pe Maxim și acum Alexe, a intrat și Alex în scurt timp la Dinamo care încearcă să construiască un contraatac, oprit foarte bine de Lucian Filip, iar acum Maxim pentru Costea, mai departe la Prepeliță pentru Costea, Costea îndepinea către Matei, centrarea lui Matei, de fapt un șut al Matei. Costea acum pentru Matei, suntem pe finalul meciului, Matei a fost oprit acolo de Collins Fai, împotriva fostei lui echipe, nu a făcut cel mai strălucit meci Cosmin Matei, cu toate că, na, dacă nu mă înșel, el a mai dat un gol împotriva lui Dinamo, oricum,
Hai să terminăm odată și meciul ăsta, să-l câștigăm pentru că să ne calificăm mai departe, pentru că noi deja conducem cu 1-0, dar suntem pe final de meci și Dinamo este în ofensivă. Cred că va fi fault aici, da, lovitură liberă pentru Dinamo. Maxime mor, frate, nu mai era nimic acolo albastru la energia lui. Patrick excelent acolo la cap, un joc aerian făcut excelent de Patrick meciul acesta. El este omul care a dat gol cu capul, golul chiar victoriei, dar nu, Alexe ne contrazice. Oh my fucking god, Alex se marchează, eram sigur, bă, uite și tu ce gură am, bă, deci n-am nici, aici n-am avut deloc noroc, eram sigur că batem, ziceam, hai mă, să terminăm odată meciul ăsta, e victorie, victorie, dar iată pe Alexe că marchează și egalează pentru Dinamo, inevitabilul din nou se întâmplă și jucătorii noștri sunt morți, mai Alex Maxim, dar eu zic să lăsăm pe Maxim pentru că este un specialist la penalti dacă vom ajunge acolo. Noi suntem momentan acum în minutele de prelungire. Alexe recuperează cel mai periculos om al lui Dinamo, Marius Alexe. Alexe în careul nostru, o centrare șutată, respinsă de Gardoș foarte bine. Pressing la poarta noastră lui Dinamo, Firțescu în careu, cade Firțescu, nu se poate da penalti. Apără Silviu, lungă, excelent Alexe! Am văzut balonul în poartă, dar din fericire nu a fost așa. Câte ocazii la faza aceasta pentru Dinamo, la Tovlevici, inferior lui Alexe Racap, care trage în plasa laterală. Se pare că trăim momente grele în repriza, în prima repriza a prelungirilor, în prima repriza a prelungirilor, de deci 15 minute, este Bruma la balon. Maxim recuperează, Maxim șutează pentru că nu a mai avut energie, vrem să lăsăm să nu se accidenteze, pentru că acum urmează penalti, s-au dus cele 120 de minute, toate 120 de minute din tot jocul, am ajuns la loviturile de la 11 minute, facem ca finala Europa League, dacă nu mă înșel, din Sevilla și Benfica, da, Maxim trebuie să fie primul executant, Toi, Filip, Gardoș, Prepe, da, ăștia ar fi executanții. Să vedem pe Alexe, este primul care bate. Puteți spune că Dinamo are șansă pentru că bate prima la penalti. Alexe ratează, apără Silviu Lung. Un penalti deja apărat de Silviu Lung Junior, excelent. Silviu Lung apără și acum să vedem pe Maxim. Maxim, 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 gol! Maxim, îl învinge, îl învinge pe portarul adversarilor noștri, pe Samuilă. Și Silviu Lung din nou dansează cum îi place lui în poartă. Silviu Lung, să vedem pe Silviu Lung 1-1 cu Lazar. Lazar din nou Silviu Lung, incredibil Silviu Lung. Și să vedem acum, să vedem dacă vom da gol prim Cosmin Matei. Perfect, bate Matei aici. Matei ratează, dar marchează, nu, marchează Matei. Samuilă a băgat acolo balonul în poartă. 2-0 deja pentru noi, oare al treilea penalti apărat de Lung? N-am mai avut ce să fac aici, poate cine știe făcea ca Duc Adam. Poate făcea ca Duc Adam Silviu Lung Junior. Bruma nu vrea să rateze, Brumara, loce, gol, e deja 3-1. Dacă vor rata, tot este ruinat, dar oricum dacă vom da gol, îi vom bate pe cei de la Dinamo. Bară și da, se termină 3-1, câștigăm, ne calificăm mai departe în Cupa României. Asta datorită lui Silviu Lung Junior, să fim serioși, a apărat două penaltiuri. Incredibil omul ăsta, putem spune chiar 3 cu acea ratare. Am reușit să terminăm 1-1 și 3-1 la penalti. Ne-am calificat așadar în sferturile de finală. Vor fi și transferuri, vom face transferuri interesante. Nu știu dacă vom lua mai mulți jucători, dar avem oricum să luăm un jucător foarte interesant care va crește mult. Veți vedea despre cine va fi vorba. Deci, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!